Raymond Chandler, Nimic de vânzare, citește Carmen Dumitriu. Capitolul 1. Glasul de la telefon pare tăios și imposibil de contrazis, dar nu înțeleg prea bine ce spune. Mai întâi, fiindcă țin receptorul invers. Îl pun cu o mișcare nu prea dibace în poziția normală. Mă auziți? Aici e Clyde Amney, avocatul. Clyde Amney, avocatul? Dumneata ești Marlowe? Da, cred că da. Mă uit la ceasul de la mână. E ora 6:30 dimineața, dar parcă n-am dormit deloc. Încearcă să fii politicos, tinere. Iertați-mă, domnule Amney, nu mai sunt tânăr. Sunt bătrân, obosit și n-am în mine niciun strop de cafea. Cu ce vă pot fi de folos? Doresc să te duci la gară la ora 8, când sosește expresul Super Chief. Printre călătoare se află o tânără pe care vreau să o urmărești până se va stabili undeva. După asta, mă anunț imediat. Clar? Nu. De ce? Se înfurie el. Nu-s prea sigur că pot să îndeplinesc o astfel de misiune. Aici e Clyde, am... Nu-l las să-și termine fraza. Opriți-vă sau încep să fac urât. Spuneți-mi mai bine despre ce e vorba. Poate că ar fi bine să vă adresați altcuiva. N-am lucrat niciodată pentru FBI. Ei, secretara mea, domnișoara Vermilia, te va căuta peste o jumătate de oră la biroul dumitale. O să-ți dea toate informațiile de care ai nevoie. E o persoană foarte pricepută. Vreau să cred că pot să spun și despre dumneata același lucru. Sunt mult mai competent după ce mi-au micul dejun. Așa că mai bine spuneți-i să vin aici. Îi dau adresa mea din Iaca Avenue și îi explic cum se ajunge. Unde anume? Foarte bine, zice el cu inima îndoită. Dar să nu uiți niciodată că femeia respectivă nu trebuie să-și dea seama că o urmărești. E absolut esențial. Afacerea asta mi-a fost încredințată de un important birou de avocați din Washington. Domnișoara Vermilia are să-ți dea un avans pentru cheltuielile pe care o să le ai și un aconto. Mă bazez pe dumneata. Și hai să nu mai pierdem timpul cu discuții inutile. O să fac tot ce pot, domnule Amney. Pun receptorul în furcă. Reușesc cu chiu, cu vai, să mă extrag din pat și fac un duș și mă rad. Tocmai sunt cu nasul în a treia ceașcă de cafea când se aude soneria. Sunt domnișoara Vermilia, secretarea domnului Amney, vestește o voce mai curând acră. Fiți bună și intrați! Pe legea mea că e o bucățică faină. E îmbrăcat într-un impermeabil alb, nu poartă pălărie, are părul blond platinat, cizmulițe asortate cu impermeabilul, umbrelă telescopică din material plastic și doi ochi albaștri cenușiu, care mă sfrădelesc de parcă aș fi rostit vreo vorbă nepotrivită. O ajut să scoată impermeabilul. Miroase frumos, a parfum bun. Picioarele, în măsura în care îmi pot da seama, oferă o priveliște plăcută de admirat. Are niște ciorapțe sus parcă din pânză de păianjen. Îi privesc picioarele cu destul interes, chiar și când le încrucișează, sunt cu țigara în mână și așteptând să-i dau un foc. Christian Dior, zice ea, citind în mine ca într-o carte. Nu suport niciodată altceva. Vă rog însă să-mi dați un foc. Mai purtați-mi o grămadă de lucruri astăzi, îi răspund eu și aprind țigara. Nu-mi place să mi se facă niciodată curte de dimineață. Și care e ora care vă convine, domnișoară Vermilia? Mi se acordă cinstea unui surâs mai curând amuzat. Pe urmă, scotocește în poșetă și mi-aruncă un plic galben. Înăuntru se află tot ce vă trebuie. Ei, chiar tot ce-mi trebuie? Ajunge, șmechere. Știu la ce mă pot aștepta de la unul ca tine. Îți închipui poate că domnul Amney te-a ales? Câtuși de puțin. Eu sunt aceea. Și încetează să te benoclezi la picioarele mele. Deschid plicul. Înăuntru se află un altul închis și două cecuri pe numele meu. Primul dintre ele, de $250, stă scris. Aconto la onorariul pentru servicii profesionale. Celălalt e de $200. Avans pentru cheltuielile lui Philip Marlowe. Trebuie să-mi justifici fiecare gologan, o pune în gardă domnișoara Vermilia. Băuturile nu se decontează. Nu deschid încă plicul celălalt. Ce face să creadă pe Amnei că voi accepta o misiune despre care nu știu nimic? O să o accepti. Nu are de ce să-ți fie frică. Îți dau cuvântul meu de onoare. Și mai ce? Mai vorbim noi odată la un pahar într-o seară ploioasă, dacă n-am altceva mai bun de făcut. Fie, deschid celălalt plic. Înăuntru e fotografia unei femei tinere. Are o nonșalanță naturală sau o mare obișnuință de a poza. Părul e mai curând întunecat, poate roșcovan, frunte înaltă și bombată, ochi cu privire gravă, umerii obrazului înalți, gură mică. Un chip cu trăsături fine, un pic crispate. În orice caz, nu un chip de femeie fericită. Întoarce-o, îmi zice domnișoara Vermilia. Pe spatele fotografiei sunt dactilografiate impecabil următoarele informații. Nume,
Eleanor King, înălțimea 1,65 m, vârsta în jur de 29 de ani, părul brun roșcat, întunecat, ondulat natural, are ținută dreaptă, vorbește cu o voce egală, pronunță bine fiecare cuvânt. Este elegantă, fără ostentație, machiaj discret, n-are cicatrici vizibile. Ticuri clipește din ochi, își scarpină palma de la mâna dreaptă când se enervează. Stângace, dar ascunde asta cu abilitate. Joacă bine tenis, înoată și plonjează la perfecție. Rezistă la alcool. Fără cazier, dar are dosar. A fost la închisoare, zic eu ridicând ochii spre domnișoara Vermilia. Nu știu nimic în plus față de ce e scris acolo. Dumneata nu trebuie decât să ții cont de instrucțiuni. Nu ține, domnișoară. La 29 de ani, o fată frumoasă ca asta ar trebui să fie măritată. Or, nu văd la mâna ei niciun inel sau alt soi de bijuterii. Asta mă pune pe gânduri. Aruncă o privire la ceas. Mai bine ți-ai bate capul cu așa ceva în drum spre Union Station. Nu mai e prea mult până la venirea trenului. Se ridică. O ajut să-și pună impermeabilul alb și deschid ușa. Ai mașină? Da. În prag se întoarce. E ceva care îmi place la dumneata. Nu te dai la femei. Și apoi, ești bine crescut. Când vrei. Mi se pare jelnic să te dai la femei. Dar în același timp îmi și displace ceva la dumneata. Ghicești? Îmi pare rău. N-am nici cea mai mică idee. Sunt unii care îmi reproșează al dracului simplul fapt de a mă fi născut. Nu asta am vrut să spun. Cobor scara în spatele ei și deschid portiera mașinii. Un nenorocit de cadiac fritut. Îmi face un scurt semn cu capul și o clipă mai târziu o ia din loc. Ur din nou la mine și azvâl câteva boarfe într-o geantă de voiaj. Nu se știe niciodată când ai nevoie de ele. Capitolul 2. Un șoc de copii. Expresul sosește fără întârziere, ca de obicei, iar cea pe care trebuie să o urmăresc e tot atât de ușor de reperat ca un cangur în smoking. Nu are nimic în mână decât o carte format de buzunar, care ia calea primului coș de hârtie întâlnit. Se așează pe o bancă și privește în pământ. După o clipă, se ridică și cercetează tejdia unui librar, dar nu descoperă nimic pe gustul său. Se uită la uriașul ceas de pe peretele gării și intră într-o cabină telefonică. După ce vâră mai multe fise în aparat, începe să vorbească fără ca fața ei să schimbe expresia. Închide, iese din cabină, cumpără un New Yorker de la chioșcul de ziare, se mai uită încă o dată la ceas, se așează din nou și începe să citească revista. Poartă un taior bleu maren făcut de comandă, o cămașă albă cu guler înalt și un mare eclips de safir înfit pe reverul vestei. Părul e de un roșu întunecat. Seamănă cu fotografia, dar e puțin mai înaltă decât aș fi crezut. Pălăria de paie are o scurtă voaletă. Poartă mânuși. După un timp, se ridică și iese într-o galerie în fața căreia se află o stație de taxi. Aruncă o privire spre cafeneaua care se află în stânga intrării, se întoarce și iată-o în marea sală de așteptare. Face o scurtă inspecție a farmaciei, a chioșcurilor de ziare, a biroului de informații și a oamenilor așezați pe frumoasele banchete curate. Nu toate ghișeele sunt deschise. Asta însă nu o interesează. Din nou se așează, se uită la ceas, își scoate mânușa din mâna dreaptă și își potrivește ceasul de mână. O mică bijuterie din platină, fără niciun alt ornament. Nu pentru că pare rece sau înțepată sau cuifose, dar alături de ea, domnișoara Vermilia ar face impresia unei femei ușoare. Nici de data asta nu rămâne mult. Se ridică și se plimbă prin hol, se întoarce, intră în magazin și stă câteva clipe la raionul de cărți de buzunar. Un lucru evident. Dacă trebuia să o aștepte cineva, ora de întâlnire nu e cea a sosirii trenului. Are mai curând aerul că se află între două trenuri. În sfârșit, intră în cafenea, se așează la o masă acoperită cu plastic, consultă lista de bucate și începe să citească din carte. O chelneriță aduce inevitabilul pahar cu apă rece de la gheață și meniul. Tânăra comandă ceva. Chelnerița se îndepărtează, iar respectiva își reia lectura. E aproximativ ora 9:15. Ies în galerie. Un hamal așteaptă în apropiere de stația de taxi. Lucrez pentru Super Shift? Îl întreb eu. Da, în parte. Se uită fără prea mare interes la dolarul pe care îl palpez. Aștept pe cineva care ar fi trebuit să se afle în vagonul direct Washington-San Diego. A coborât din el careva? Vreți să spuneți dacă a coborât de-a binelea, cu bagaje, cu tot? Fac un semn afirmativ. Începe să se gândească uitându-se la mine cu o privire de om inteligent. Într-adevăr, a coborât un călător, zice el în cele din urmă. Cum arată prietenul dumneavoastră? Îi fac descrierea cuiva care trebuie că seamănă cu actorul James Stewart. Hamalul dădu din cap. Nu ține, domnule. Cel care a coborât nu arăta așa. Amicul dumneavoastră a rămas cu siguranță în tren.
Cei care sunt în vagon direct nu au nevoie să coboare. Vagonul e atașat la trenul 74. Plecarea e la ora 11:30. Trenul nu e încă format. Mulțumesc, îi zic eu și strecor în mână dolarul. Înseamnă că bagajele respective au rămas în tren. Și asta e tot ce am vrut să aflu. Mă întorc la cafenea și arunc o privire înăuntru prin geamul de sticlă. Femeia citește în continuare. În fața ei se află o ceașcă de cafea și o brioșă. Intru într-o cabină telefonică, sun la un garaj unde sunt cunoscut ca un cal breaz și le cer să trimită pe cineva la gară să-mi ia mașina, dacă nu revin până la prânz. Au făcut asta de mai multe ori pentru mine, fiindcă au dublura cheilor. După aia mă duc la mașină și-mi iau valiza. Mai cumpăr din imensul hol și un bilet dus întors pentru San Diego și mă apropii din nou de cafenea. Respectiva se află tot acolo, dar nu mai e singură. În fața ei se află un tip care îi vorbește și îi surâde. E de ajuns o privire ca să-ți dai seama că îl cunoaște și că totuși asta nu-i face nicio plăcere. Întreaga sa persoană poartă ștampila California, pantalon de culoare roșu închis, cămașă cu pătrățele galbene și maro, încheiată la gât, dar fără cravată, haină sport din lână bej. Are o înălțime de vreun 1,85 m. E zvelt, cu chip slab, cu un aer mulțumit de sine însuși și cu prea mulți dinți. Într-o mână ține o bucată de hârtie. Un lucru e limpede ca apa de izvor. Fata s-ar simți cu mult mai bine fără el. El continuă să-i vorbească, mângâind bucata de hârtie și sfârșește prin a se ridica, dând din numeri. Aplecându-se înainte, îi mângâie ușor obrajii. Ea se dă înapoi. Atunci, el despăturește hârtia, o pune încetişor în fața ei și așteaptă zâmbind. Încet, foarte încet, ea-și coboară ochii pe hârtie pe care o privește fix. Mâna ei se mișcă de parcă ar vrea să o apuce, dar el e mai iute. Pune în buzunar bucata de hârtie zâmbind în continuare, scoate un bloc notes cu pagini perforate, mâzgălește ceva cu stiloul său cu pastă, smulge foaia și o pune în fața ei. Fata ia hârtia, o citește și o pune în poșetă. În sfârșit, ridică ochii către tip și îi zâmbește. Se cunoaște că se forțează. El întinde brațul, o bate încetişor pe umăr, se întoarce și pleacă. Individul se duce la o cabină telefonică, formează un număr și vorbește câteva clipe. Când iese, scoate o valiză albă și un sac de voiaj asortat. Hamalul le apucă și o pornește urma de tip până la un parking. Se opresc în dreptul unui Buick Roadmaster în două culori, strălucitor. Modelul decapotabil care nu se decapotează niciodată. Hamalul pune bagajele pe bancheta din spate, încasează baccișul și pleacă. Tipul în haină sport se așează la volan, bagă în marșarier, oprește, își pune ochelarii negri și-și aprinde o țigară, după care îi dă drumul. Îi iau numărul și intru în gară din nou. Ora care urmează pare să n-aibă sfârșit. Fata iese din cafenea și citește în sala de așteptare, dar atenția îi e în altă parte. Mereu dă înapoi paginile și le citește din nou. În unele clipe stă cu cartea deschisă și cu ochii în gol. Cumpăr prima ediție a ziarului de seară și la adăpostul lui o spionez, încercând în același timp să pun cap la cap tot ce am aflat. Nu-i nimic precis, dar asta mă ajută să mi se pară mai scurt timpul. Tipul care s-a așezat la masa ei a venit cu trenul, fiindcă avea bagaje. Poate că a luat același tren ca și ea, sau poate că e chiar călător despre care mi-a vorbit Hamalul. După felul cum s-a purtat fata cu el, e clar că n-avea niciun chef să-l vadă. După toate fițele pe care le făcea tipul, se înțelege că era mâhnit de un astfel de comportament, dar dacă ea și-ar da o seneală să citească o bucată de hârtie, și-ar schimba părerea. Și, după câte se pare, chiar asta s-a și produs. Și cum toate astea s-au petrecut după coborârea lor din tren, când era mai simplu ca totul să se petreacă în timpul călătoriei, e clar că individul n-a pus mâna pe hârtie decât în gară. Tocmai când ajung la acest punct al gândurilor mele, fata se ridică brusc, merge la chioșcul de ziare, se întoarce cu un pachet de țigări, îl deschide și aprinde una. Fumează cu stângăcie, ca și cum n-ar avea obișnuința. Și, pe măsură ce fumează, pare să se schimbe la înfățișare, devenind mai vulgară, mai dură, ca și cum ar face asta dintr-a dinți. Privesc ceasul, 10:47, îmi continui reflecțiile. Bucata de hârtie seamănă cu o tăietură dintr-un ziar. Ea a încercat să o apuce, dar el a împiedicat-o. I-a întins-o, iar fata și-a ridicat ochii spre el surzând. După care i-a mâzgălit câteva cuvinte pe o coală albă. Concluzie, drăgălașul are mijloace să se facă plăcut. Punctul 2. Înainte de întâlnirea din cafenea, el a plecat din gară și s-a dus undeva. Fie ca să-și ia mașina, fie tăietura din ziar sau orice altceva. Altfel zis, nu se temea că fata s-o șteargă. Deci, până atunci, nu-i dezvăluise în întregime mijloacele de convingere. Poate că nu era sigur,
sau poate că avea nevoie să verifice ceva. Dar acum, după ce și-a scos marele atu, a plecat cu buicul cu bagaje cu tot. Prin urmare, nu-i mai este teamă că nu o să mai vadă. La ora 11 și 5 minute, toate astea mi se par niște aiureli și o pornesc cu deducțiile mele din nou de la zero. Nu pricep mai mult. La 11 și 10, megafoanele anunță că trenul 74 s-a format la linia 11 și e gata să-și primească pasagerii cu destinația Santa Ana, Oceanside, Del Mar și San Diego. Mai multe persoane, printre care și fata de care mă interesez, părăsesc sala de așteptare. O urmăresc din ochi și mă duc la o cabină telefonică. Vâr 10 cenți în aparat și formez numărul de la biroul lui Clyde Amney. Îmi răspunde domnișoara Vermilia. Aici e Marlow. Domnul Amney e acolo? Îmi pare rău, zice ea cu un ton cât se poate de oficial. Domnul Amney e la palat. Am stabilit contactul cu persoana în chestie și iau trenul spre San Diego, sau poate pentru vreo altă gară aflată pe linia asta, nu știu care. Mulțumesc. Altceva? Soarele strălucește, iar prietena noastră n-are niciun gând de fugă. La fel ca mine sau ca dumneata. A dejunat în cafeneaua care are un geam de sticlă care dă spre hol. După aceea și-a petrecut timpul în sala de așteptare împreună cu 150 de alte persoane. Ar fi putut să rămână în tren fără să se arate. Mulțumesc, am notat. Am să-i comunic domnului Amni ceea ce mi-a spus imediat ce e posibil. Întreagă-ți fie zis. Nu v-ați format nicio părere? Una singură. Că mi se ascunde ceva. Deodată se simte în glasul ei o schimbare. Probabil că din biroul ei a ieșit cineva. Ascultă, amice, ești plătit ca să faci o treabă. Te sfătuiesc să o duci la bun sfârșit. Cum să spun, Clyde Amney acordă o mare importanță acestui caz. Nu te mai ambala, îngerașule. Am onoarea să te salut. Ascultă, Marlow, zice ea pe un ton grăbit. Nu vroiam să fiu rea cu dumneata. Domnul Amney acordă o mare importanță acestui caz. Dacă dă greș, își pierde un client important. Vroiam numai să te descos. Plăcerea e de partea mea, Vermilia. În subconștient sunt mult mai bun. Am să sun când o să mai pot. Pun receptorul în furcă, ies pe peron și străbat kilometri întregi până când ajung la linia 11, ca să mă cațăr în sfârșit într-un vagon deja plin de acel fum atât de dulce pentru gât și care, în 9 cazuri din 10, vă scutește de folosirea unui plămân. Îmi umplu și eu pipa, o aprind și contribui la rândul meu să fac atmosfera și mai încărcată. Trenul se pune în mișcare. Se târăște la nesfârșit de-a lungul depourilor și a cartierului periferic est din Los Angeles, prinde puțină viteză și se oprește pentru prima dată la Santa Ana. Fata nu coboară aici, nici la Oceanside și nici la Del Mar. La San Diego sar în viteză pe peron, apoi într-un taxi și aștept 8 minute în fața vechii gări spaniole, înainte de a-i zări pe hamali încărcați cu bagaje. Fără să se oprească în dreptul taxiurilor, traversează strada, dă colțul și intră într-o agenție de închiriat mașini fără șofer. După o clipă, reapare cu un aer decepționat. Unde nu-i permis de condus, nu e nici mașină de închiriat. Ar fi trebuit să o știe. De data asta, se vâră într-un taxi care se întoarce înainte de a apuca în direcția nord. Mi-e greu să-l fac pe șoferul meu să-l urmărească. Astea-s literatură, domnule. La noi nu țin poante de-astea. Îi dau $5 și arăt o fotografie a autorizației mele. Se uită la ambele lucruri fără să ridice capul. Bine, dar sunt obligat să anunț chestia asta. Și poate că dispecerul o să anunțe poliția. Așa e regula la noi. E locul visurilor mele, zic eu. Dar tot râncănind, colegul ne-a făcut pierduți. A apucat-o la stânga pe după blocurile alea. Șoferul îmi întinde înapoi fotografia autorizației. Ne-a făcut pierduți pe dracu, exclamă el jignit. Dar stația de radio la ce servește? O pune în funcțiune și începe să vorbească la microfon. După ce traversăm Torrance Beach, o luăm spre Naționala 101. Ne amestecăm într-un grup de mașini, lunecând liniștit cu 65 la oră. Nu fiți îngrijorat, mă asigură șoferul privind la mine peste umăr. Cei $5 sunt peste ce o să arate aparatul de taxat? Da, dar de ce să nu fiu îngrijorat? Clienta se duce la Esmeralda. E pe țărm, la vreo 20 de kilometri. Destinația, până la noi ordine, e un motel care se numește Rancho Descansado. În spaniolă înseamnă relaxați-vă, nu vă faceți griji. Dumnezeule, oare pentru ce am luat un taxi? Trebuie să plătești ca să fii servit, prințe. După ce traversăm Torrance Beach, o luăm înspre promontoriu. Din când în când, șoferul vorbește la stație. Întoarce ușor capul și mă întreabă. Nu vreți să fiți văzut? Dar colegul, nu o să-i spună clientei sale că e urmărită? Nici el nu știe. De-aia vă întreb. Depășește-l și încearcă să ajungi înaintea lui, dacă se poate. Mai am $5 pentru dumneata. S-a făcut, nici n-or să ne bage în seamă.
La ieșirea dintr-un mic centru comercial, drumul se lărgește. Pe de o parte e mărginit de case înstărite, însă deja vechi, și de cealaltă de vilișoare noi nouțe, însă deja arătând înstărite. Mai încolo, drumul se îngustează din nou. Ne pomenirăm într-un loc unde viteza maximă e 40 la oră. Șoferul meu o ia la dreapta, se strecoară printr-un labirint de străduțe, trece peste un stop roșu și mai înainte ca să pot să mă orientez cât de cât, începem să coborâm într-un canion. În stânga noastră scântează Pacificul, dincolo de o plajă largă unde se află două vase de salvare. Ajuns în fundul canionului, șoferul vrea să intre pe sub un portal, dar îi spun să se oprească. O mare firmă, pictată cu litere aurii pe un fond verde, anunță că ne aflăm la El Rancho Descansado. Trec aproape 3 minute. Un taxi coboară panta și intră în Rancho Descansado. Mai trec 3 minute. Taxiul iese gol și urcă apoi coasta. El întrebă șoferul meu. Taxiul cu numărul 423. Asta e? Da. Și acum? Așteaptă o clipă. Ce e înăuntru? Bungalouri cu garaj, cu unul sau două paturi. Recepția e într-un mic bungalow din față. În plin sezon, prețurile sunt destul de piperate. Dar acum e sezon mort. Tarif redus și locuri câte vrei. Mai stăm 5 minute. După aceea iau o cameră, îmi pun valizele și încerc să închiriez o mașină. Mă asigură că nu e un lucru greu să găsesc una și că la Esmeralda sunt 3 locuri unde aș putea închiria orice mașină mi-ar dori inima, cu tariful la oră sau la kilometru. Așteptăm 5 minute. E trecut cu puțin de ora 3. E atât de foame încât aș fi în stare să fur și mâncarea unui câine. Îi plătesc șoferului, îl urmăresc din ochi până când văd că dispare, traversez strada și intru în Rancho Descansado. Capitolul 3. Așezat cu coatele pe teșghea, mă uit la tinerelul cu chip mulțumit care stă în fața mea. De la el, privirea mea alunecă la fătuca aflată în fața unei mici centrale telefonice. Are un machiaj strălucitor, părul blond, strâns într-o coadă de cal, ochi frumoși, mari și duioși, care încep să sclipească ori de câte ori se uită la flăcăiaș. Privirea mea se îndreaptă din nou spre acesta și mi-înghit un mormăit. Telefonista scutură coada de cal și începe la rândul ei să mă studieze. Aș fi foarte bucuros, domnule Marlow, să vă arăt tot ce avem disponibil, îmi zice cu politețe tinerelul. Dacă vă convine ceva, o să completați o fișă. Cât timp credeți că o să stați pe aici? Tot atât timp cât și ea, îi răspund eu. Mă refer la Juna în taior albastru care tocmai a sosit. Nu știu sub ce nume a închiriat camera. Amândoi cască ochii mari la mine. Chipurile lor exprimă neliniște amestecată cu curiozitate. Sunt 36 de feluri de a juca scena asta. Maniera de acum n-am mai încercat-o încă. În altă parte, poate că n-ar fi mers. De aici s-ar părea că am ceva șanse și de altfel nici nu-mi pasă. Mi se pare mie sau nu vă place ce v-am spus, remarc eu. Flăcăiașul dă ușor din cap. Cel puțin dumneavoastră nu vă ascundeți. M-am săturat să o fac pe rafinatul, până peste cap. I-ați văzut degetul inelar? Nu, cred că nu. Se uită la telefonistă. Ea îi face un semn atăgadă, fără să mă slăbească din ochi. N-are inel, continui eu. Nu mai are inel. S-a tras o linie. S-a sfârșit. După atâția ani. Și acum gata. O urmăresc de... Nu mai are importanță de când. Nu vrea să-mi adreseze nicio vorbă. Ce caut aici? Ca să mă fac de râs? Mă întorc cu o mișcare bruscă și mă șterg cu batista. Cei doi stau în continuare cu ochii holbați. Ar fi mai bine să plec, mai adaug, întorcându-mă din nou spre ei. Ați vrut să mă împăcați cu ea și ea refuză, murmură micuța telefonistă. Asta e. Înțeleg, zice flăcăiașul. Da, știți cum e, domnule Marlow. Într-un hotel ești obligat să fii atent. Poveștile de soiul ăsta sfârșesc de obicei prost, cu împușcături. Împușcături? Casc bine ochii. Dumnezeule, dar de ce? Tipul își pune ambele brațe pe teșghea. Care vă sunt de fapt intențiile, domnule Marlow? Vreau să rămân lângă ea, în cazul în care ar avea nevoie de mine. N-am să încerc să-i vorbesc, nici măcar n-am să-i bat la ușă. Dar o să știe că sunt aici și pentru ce anume. Am să o aștept. Am să o aștept veșnic. Simt că îmi vine mie însumi lacrimile în ochi. După ce îmi recapăt suflu, dau marea lovitură. Și apoi, nu prea îmi place moaca tipului care a condus-o până aici. N-a condus-o decât șoferul de taxi, îmi răspunde recepționerul. Dar a înțeles perfect unde vreau să ajung. Micuța telefonistă își reprimă un zâmbet. Nu e vorba de asta, Jack. Se referă la cel care a rezervat camera. Știu prea bine, Lucille. Mă iei drept un imbecil. Scoate pe dată dintr-un sertar al biroului său o fișă și o pune în fața mea. Într-un colț, în diagonală, e scris Larry Mitchell.
În celelalte rubrici e scris de o altă mână. Domnișoara Betty Mayfield, West Chatham, New York. În stânga sus, aceeași mână care a scris numele lui Larry Mitchell a așternut o dată, o oră, un preț și un număr. Ești dulce, zic eu. Deci și-a reluat numele de fată. La urma urmei, are tot dreptul. Are dreptul să ia orice nume, atâta vreme când o face dintr-o intenție rea. Doriți o cameră alături de ei? Deschid ochii mari. Încerc chiar să-i fac să se lucească. S-ar putea ca nimeni să nu-și fi dat atâta osteneală ca să facă să-i strălucească ochii. Ascultă, zic eu, ești o forță. Da, nu trebuie, nu vreau să ai belele. N-aș vrea să fii pus pe liber. Cu atât mai rău. Asta o să-mi servească drept lecție. Vă rog însă să nu spuneți nimănui nimic. Ia un toc și mi-l întinde. Semnesc cu numele meu real și dau drept adresă 61 Street, New York. Jack aruncă o privire pe fișă. Asta e lângă Central Park, zice el în aparență cu nepăsare. Cam la trei blocuri, între Lexington și 3TH Avenue. Dă din cap. Am trecut proba cu succes. La o cheie. Aș vrea să-mi las bagajul, apoi să halești ceva și, dacă se poate, să închiriez o mașină, îi zic eu. Pot să-mi duc valiza în cameră? De ce nu? Nimic mai ușor. Iese împreună cu mine și mi-arată un pâlc de arbuști în spatele căruia se ridică niște cabane albe cu acoperișuri de ardezie verde, cu verandă și balustradă. Mi-o arată pe-a mea și mulțumesc. E gata să se îndepărteze, când îi atrag atenția. Mai e ceva. Dacă află de mine, o să vrea să o șteargă. Bineînțeles. Nu puteam să facem nimic în acest sens, domnule Marlowe. Mulți dintre clienții noștri nu rămân la noi decât o noapte sau două, cu excepția Verii. Când intră în birou, o aud pe micuță cum îi spune. E simpatic, Jack, dar n-ar fi trebuit să faci asta. Aud și răspunsul lui. Pe acest Mitchell nu pot să-l sufăr, chiar dacă e prietenul patronului. Capitolul 4. Camera a zice că nu e prea rea. În afară de inevitabilul pat construit parcă din beton armat, sunt câteva fotolii fără perne. Un mic birou așezat lângă zidul din fund și un dulap de haine, ca și o baie cu o cadă pe gustul celor din Hollywood și cu lumină de neon deasupra lavoarului. Chicineta are un frigider și un aragaz electric cu trei ochiuri. Deasupra chiuvetei, într-un dulăpior, veselă și alte accesorii de bucătărie în cantitate suficientă. Pun câteva cuburi de gheață într-un pahar, torn whisky dintr-o sticlă pe care am adus-o cu mine, beau o înghițitură și mă așez într-un fotoliu, cu urechea la pândă, ferestrele închise și jaluzelele trase. Nimic nu mișcă alături. În sfârșit, se aude cum se trage dincolo apa. Îmi golesc paharul, îmi sting țigara și încep să examinez radiatorul instalat în zidul din mijloc. La prima vedere, s-ar părea că nu dă prea multă căldură, dar în dulap e un radiator mobil cu ventilator și termostat, cu priză triplă și bun deconectat la 220 de volți. Ridic tabla de protecție din metal cromat a radiatorului din perete și deșurubez becurile. Iau din valiză un stetoscop medical, îl aplic pe reflectorul metalic și ciulesc urechea. Dacă de cealaltă parte a zidului se află un radiator în același loc, și aproape sigur, cele două camere nu sunt separate decât de un panou metalic și nițel izolant, foarte subțire, după toate aparențele. Nimic nu se petrece dincolo timp de câteva minute, după care aud formându-se un număr de telefon, ca și cum aș fi în cealaltă încăpere. Un glas de femeie zice, Esmeralda, 41-499, vă rog. Glasul este rece, rezervat, într-un registru mediu și nu exprimă decât o mare oboseală. De când o filez, o aud pentru prima oară. După o așteptare destul de lungă, o aud din nou. Cu domnul Mitchell, vă rog. Încă o pauză, mai puțin lungă de data asta. Pe urmă aud. Aici e Betty Mayfield. Sunt la Rancho Descansado. Pronunță rău, aul din Descansado. Am zis Betty Mayfield. Te rog, nu o face pe nebunul. Vrei cumva să silabisesc? La celălalt capăt al firului îi se răspunde ceva. Ea ascultă. După o clipă zice. Apartamentul 12C. Ar trebui să o știi. Doar dumneata l-ai reținut. A, bine, înțeleg. Bine, de acord, te aștept. Închide. Liniște, liniște totală. Pe urmă, de cealaltă parte a zidului, se aude o litanie spusă mecanic. Betty Mayfield, Betty Mayfield, Betty Mayfield, săraca Betty. Era o fată curajoasă înainte. E mult de atunci. Sunt așezat pe podea, pe o pernă în dungi, cu spatele la zid. Mă ridic fără zgomot, pun stetoscopul pe pernă și mă întind pe divan. Individul o să sosească în câteva clipe. Iar ea e aici și obligată să-l aștepte. Și a venit aici chiar pentru acest lucru. Aș vrea să știu din ce pricină anume.
Probabil că poartă pantofi cu talpă de crep, fiindcă n-aud nimic mai înainte ca soneria de la ușa de alături să înceapă să sune. Și poate că n-a tras mașina chiar în fața bungalow-ului. Mă așez pe jos și încep să ascult din nou cu stetoscopul ca un doctor neobosit. Se aude cum îi deschide și el intră. Îmi închipui cum zâmbește când îi zice: "Bună, Betty! Ești chiar Betty Mayfield, nu-i așa? E un nume drăguț." "E numele meu de fată." Ușa se închide la loc. "Ai făcut foarte bine că ți l-ai schimbat. Dar te-ai gândit la inițialele de pe valize?" Nu-mi place vocea lui. Timbrul e ascuțit, tonul prefăcut, cu o nuanță de batjocură. Trăsăturile feței mele se năspresc. "Îmi închipui," zice ea pe un ton sec, "că asta e remarcat în primul rând." "Nu, păpușică. În primul rând te-am remarcat pe tine." După aceea, urma inelului și absența lui. De-abia pe urmă au venit și inițialele. "Nu-mi spune păpușă, șantajist murdar și mărunt." Îi strigă ea într-un brusc acces de furie. El nu pare deloc mișcat. "Șantajist, poate, îngerașule." Dar urmează o nouă notă batjocoritoare. "Mărunt, asta e altă poveste." Ea face câțiva pași fără îndoială ca să pună o distanță între ei. "Vrei să bei ceva? Văd că ai adus o sticlă." "Risc să devin întreprinzător." "Nu mi-e frică de dumneata, domnule Mitchell," zise ea rece. "Singurul lucru care mă neliniștește e că ai gura prea mare. Vorbești prea mult și ai o părere prea bună despre dumneata." "Să punem lucrurile la punct. Îmi place Esmeralda. Am mai fost pe aici și mi-a fost întotdeauna dor să mă întorc aici. Că locuiești în zonă și că ai luat același tren cu mine nu e decât o coincidență supărătoare. E mai mult decât regretabil că m-ai cunoscut. Dar, încă o dată, e doar o coincidență supărătoare și atâta tot." "O coincidență foarte fericită pentru mine, păpușico," zice el cu o voce leneșă. "Tot ce se poate, cu condiția să nu exagerezi. Altfel, risc să te arzi." Urmează o scurtă tăcere. Mi-închipui cum se privesc unul pe altul. Poate că el zâmbește nervos. "Nu trebuie decât să pun mâna pe telefon și să chem ziarele din San Diego," zice el liniștit. "Ca o solicitate? Nimic mai ușor, te asigur." Izbucnește în râs. "Ai avut noroc să dai peste acel judecător complet ramolit și pe deasupra în singurul stat, am verificat, unde poate fi schimbat verdictul unui juriu. Dacă povestea dumitale ar fi fost publicată aici, ce minunăție ar ieși. Ar trebui să schimbi din nou numele și să pleci din nou. Cu vremea devine obositor, nu crezi?" "Cât vrei." "Nu e decât un aconto, sunt sigură." "Am vorbit eu de bani?" "Noi încă timpul pierdut." "Și nu mai vorbi așa de tare." "E singura stăpână a locurilor, îngerașule. Am dat o raită mai înainte de a intra la tine. Uși închise, ferestre închise, jaluzele trase, garaje goale. Dacă ești neliniștită, poți să verific la recepție. Am prieteni în acest colțișor. Oameni pe care trebuie să-i cunoști, fiindcă îți pot face viața plăcută. E greu de pătruns în societate aici și asta deoparte, într-o fundătură ca asta, nu-i prea vesel." "Și cum se face că dumneata ai reușit să pătrunzi, domnule Mitchell?" "Bătrânul meu e cineva la Toronto. Nu ne înțelegem și el nu vrea să mă aibă sub ochi. Asta nu îl împiedică să rămână tatăl meu și să-mi dea bani ca să stau în preajma lui." Ea nu răspunde. Îi se aud pașii îndepărtându-se spre bucătărie, fără îndoială că s-a dus să scoată gheață de la frigider. Se aude cum curge apa. Apoi pașii se apropie. "O să beau și eu un pahar," zice ea. "Dacă m-am arătat atât de ciufută, e pentru că sunt obosită." "Bineînțeles, ești obosită," zice el cu glas sigur. "Ei bine, hai să bem când n-o să mai fi. Să zicem diseară, pe la orele 19:30, la Glassroom. Am să vin să te iau. Se mănâncă bine acolo și se poate și dansa. Un colț liniștit. E greu să obții o masă acolo." "E scump?" "Destul de scump. Ceea ce mă face să mă gândesc, ar fi bine ca până când îmi voi primi cecul lunar să-mi dai niște bani." Îl aud cum râde. Mi se face rușine. Iată că vorbesc până la urmă de bani. "Niște bani? Să zicem câteva sute de dolari." "60 de dolari. Asta e tot ce am. Atâta vreme cât n-am deschis un cont sau nu mi-am schimbat cecurile de călătorie. O să le schimb la recepție, păpușico." "Perfect. Uite 50. Nu vreau să te obișnuiesc rău, domnule Mitchell." "Fii bună și spune-mi, Larry." "Ții cu adevărat?" Glasul i s-a schimbat. E acum ușor provocator. Îmi închipui cum pe mutra tipului înflorește un zâmbet. Se lasă o scurtă tăcere și deduc că individul a apucat-o de mâini și ea s-a lăsat. În sfârșit, ea zice cu o voce puțin înăbușită: "Destul, Larry. Și acum, fii bun și du-te. O să fiu gata la 7:30. Mai dă mânul ca să prind curaj." După aceea, ușa se deschide și el spune ceva ce nu înțeleg.
Mă ridic, mă apropii de fereastră și arunc o privire printre jaluzele. La lumina unui proiector agățat de un arbore înalt, îl văd pe tip cum urcă panda și dispare. Mă reîntorc la postul meu de ascultare. Timp de câteva clipe nu aud nimic, fără a ști de fapt ce sper să aud, dar în curând îmi dau seama. Se aude un dute-vine ogrăbit, zgomotul unor sertare trase, o închizătoare care e deschisă, un capac care e ridicat și care se lovește de ceva. Tipa e pe punctul să se cărăbănească. Înșurubesc becurile în radiator, pun la loc grila și vârst stetoscopul în sacul meu de voiaj. S-a lăsat frigul. Îmi pun haina și rămân în mijlocul încăperii. Începe să se facă seară și nu e nicio lumină aprinsă. Stau nemișcat și îmi pun mintea la contribuție. Sigur, aș putea să-mi fac raportul prin telefon. Între timp, ea ar putea să ia un alt taxi și să o pornească spre un alt tren sau aeroport către o destinație necunoscută. Ar putea să meargă oriunde, dar va fi întotdeauna un detectiv la sosirea trenului, dacă asta e dorința acelor capete pătrate de la Washington. Peste tot poate să fie un Larry Mitchell sau un ziarist cu o memorie bună. O să fie mereu acel mic amănunt care o să sară în ochi și care o să o facă remarcată. Nu poți să scapi de tine însuți. Fac o meserie de băgăreț în treburile altora pentru oameni pe care nu-i iubesc. Dar pentru asta ești plătit, amice. Ei plătesc factura și tu răscolești roiul. Numai că de data asta îl simt că miroase urât. Fata asta nu are aerul unei femei de stradă și nu-mi pare necinstită. Sau poate că e și una și alta cu tot atâta succes cu cât nu are aerul să-l aibă. Capitolul 5. Ies și în dreptul ușii de alături mă opresc și sun. Dinăuntru nu se aude nicio mișcare, niciun zgomot de pași. Deodată, lanțul de siguranță alunecă în lăcașul lui și ușa se deschise câțiva centimetri. Trec încet peste prag. Ea face un pas înapoi pentru a se îndepărta de mine. Cine e acolo? Întreabă o voce de dincolo de ușă. Îmi puteți da puțin zahăr? N-am. Atunci dați-mi niște bani până când o să primești cecul meu lunar. Liniște. Pe urmă, ușa se cască atât cât îi permite lanțul de siguranță și chipul fetei apare în prag, cu ochii ațintiți la mine, ca două iazuri în noapte. Proiectorul instalat în arbore se reflectă în ei oblic. Cine sunteți? Vecinul dumneavoastră. Dormitam pe când am fost trezit de glasuri. De glasuri care spuneau niște vorbe. Asta m-a făcut curios. N-aveți decât să dormitați mai departe. Sigur că aș putea să o fac, doamnă King. O, iertare, domnișoară Mayfield. Dar mă întreb dacă țineți la asta cu tot din adinsul. Nu se mișcă, nu clipește din ochi. Scutur pachetul de țigări ca să scot una, apoi ridic cu degetul capacul brichetei și încerc să aprind. Se poate face asta cu o singură mână. Dar numai uneori și nu fără greutate. În sfârșit, reușesc să-mi aprind țigara, trag din ea și dau fumul pe nas. Ce faci de obicei dacă publicul te încurajează? Întreabă ea. În mod normal, ar trebui să dau un telefon la Los Angeles, ca să anunț persoana care m-a trimis. Dar stă în putere să-mi schimb părerea. Dumnezeule, zice ea, doi în aceeași după amiază. Am noroc, nu-i așa? Eu nu știu nimic, dar chiar nimic. Am impresia că m-am lăsat manevrat, dar nu sunt prea sigur. Așteaptă o clipă. Îmi închide ușa în nas, dar nu pentru mult timp. Lanțul de siguranță iese din lăcașul lui și ușa se deschide din nou. Ce ai auzit? Închide ușa, te rog. Împing ușa cu umărul și mă sprijin cu spatele de ea. Sfârșitul unei discuții nu prea plăcute. Aici zidurile sunt subțiri ca portofelul unui tip lefter. Joci teatru? Mai curând mă joc de-a vața ascunselea. Dă-mi voie să mă prezint. Philip Marlowe. Ne-am mai întâlnit. A, da? Se îndepărtează de mine cu pași mici și prudenți și se oprește lângă o valiză deschisă, sprijinindu-se de brațul unui fotoliu. Unde anume? La Union Station, Los Angeles. Așteptam amândoi între două trenuri. M-a interesat. Și m-a mai interesat și ceea ce s-a petrecut acolo, între dumneata și domnul Mitchell. Parcă așa îl cheamă. N-am auzit nimic și nu vedeam prea bine pentru că eram afară, în fața cafenelei. De ce atâta interes, domnule nu știu care? Tocmai vreau să-ți explic. Ceea ce m-a intrigat a fost schimbarea dumitale de atitudine după discuția pe care ai avut-o cu el. Te-am observat. Era limpede. Ai început să o faci pe fata cu apucături îndrăznețe. De ce? Mai înainte cum eram? Bună, rezervată, bine crescută. Asta te-a înșelat. Adevărata mea natură e cea de libertină. Uite proba. Îndreptă spre mine un mic revolver. Îi arunc o privire. A, da, armele de foc. Nu încerca totuși să mă sperii cu astfel de trucuri. Nu cam pricep la ele.
Ca jucărie am avut un vechi Derringer. Știi, pistoalele acelea cu un singur glonte pe care le purtau odinioară trișorii. Când am mai crescut, am avut dreptul la o carabină de mare precizie, calibrul 303, și la multe altele. Odată am lovit ținta la 800 de metri și asta fără lunetă. Pentru cazul în care nu știi ce înseamnă chestia asta, țin să spun că ținta, la distanța asta, e mare cât un timbru de carte poștală. Carieră magnifică. Nimic nu se poate aranja cu arme de foc. Reculul lor n-a servit niciodată decât să te bage într-un și mai mare buculuc. Schițează un zâmbet și ia pistolul în mâna stângă. Cu dreapta își apucă de la gât corsajul și cu un gest hotărât îl rupe până la talie. Iar acum, zice ea, mai ales că nimic nu ne grăbește, îmi iau pistolul cu mâna dreaptă, în felul acesta, îl apucă de țeavă și îmi dau una în obraz ca să-mi fac o vânătaie superbă. După care, continui eu, o să apunci revolverul ca lumea, având grijă să ridici siguranța și o să apeși pe trăgaci. Aici a sfârșit primul episod al suplimentului sportiv al ziarului meu. Nu o să ai răgazul să ajungi în mijlocul camerei. Îmi dau drumul într-un fotoliu și mi încrucisez picioarele. Iau o scrumieră verde care se află pe masa de alături și o așez în echilibru pe genunchi. Țin între degetul mare și arătător țigara care fumegă. De ce vrei să mă mișc? Îmi place să stau confortabil. Iată de ce. Fiindcă o să mor. Sunt o bună trăgătoare și nu te afli la 800 de metri. Ei bine, n-ai decât să-i convingi pe sticlezi că m-am aruncat asupra ta și că a trebuit să te aperi. Lăsă să-i cadă pistolul în valiză și zbucnește în râs. Cine ar auzi-o ar crede că se amuză cu adevărat. Iartă-mă, zice ea în cele din urmă. Dar, închipuindu-te așezat în fotoliu, cu o gaură în cap, iar eu pe punctul de a da explicații că a trebuit să-mi apăr virtutea, mi s-a părut extraordinar de comic. Se așează și ea într-un fotoliu și se apleacă înainte, cu fruntea sprijinită în mâini, iar coatele așezate pe genunchi. E palidă. Trăsăturile feței îi sunt trase. Ce vrei de la mine, domnule Marlowe? Sau, mai bine zis, ce aș putea să fac pentru dumneata în schimbul liniștii mele? Cine e Eleanor King? Ce făcea ea la Washington? De ce și-a schimbat numele undeva pe drum și de ce și-a scos inițialele de pe valize? Aș vrea să fiu lămurit în legătură cu aceste amănunte. Da, tare mi-e teamă că n-ai să o faci. Oh, nu știu nimic. Inițialele le-a rupt tipul de la vagonul de dormit. I-am spus că am fost măritată și foarte nenorocită și că după divorțul meu mi s-a dat voie să-mi reiau numele de fată. Care e Elizabeth sau Betty Mayfield? S-ar putea să fie adevărat ce spun, nu-i așa? Da, dar asta nu explică prezența lui Mitchell. Se lăsă pe spate, destinsă, dar în același timp rămâne atentă. L-am cunoscut pe drum. Era în același tren cu mine. Dau din cap. Numai că pentru a veni aici și-a luat mașina și el ți-a reținut camera. Nu e prea iubit prin împrejurimi, dar am senzația că e amicul cuiva foarte important. Câteodată leși prietenii repede cu oamenii pe care îi întâlnești în tren sau pe vapor. Asta e și impresia mea. Numai că te-a tapat de bani și mi-am dat seama că nu prea ții să-l vezi. Și ce dacă? Dar te înșeli, sunt nebună după el. Își privește mâinile. Cine te trimite, domnule Marlowe, și ce vrei de la mine? Un avocat din Los Angeles, care acționează în interesul cuiva din Est. Trebuie să te urmăresc până când o să te văd stabilită undeva. Ceea ce s-a și întâmplat. Dar văd că te pregătești de plecare și totul trebuie luat de la capăt. Numai că de data asta știu că mă urmărești, zice ea, nu fără răutate. Deci o să ai necazuri. Dacă înțeleg bine, ești detectiv particular. N-am încotro și recunosc. Fiindcă îmi termin țigara, pun scrumiera pe masă și mă ridic. O să am necazuri, bineînțeles. Dar mai sunt detectiv, domnișoara Mayfield. Oh, știu. Și toți deosebit de binevoitori. Unii dintre ei sunt chiar curăței. Nu ești căutată de poliție. De altfel, s-ar fi putut pune mâna pe dumneata cu ușurință, pentru că se știa ce tren o să iei și mi s-a dat până și o fotografie de-a numii tale. Dar Mitchell poate să-ți facă tot ce-i trece prin cap. Și nu numai bani o să-și ceară. Am impresia că roșește ușor, dar fața ei nu este prea în lumină. Tot ce se poate. Și poate că mi-e egal. Nu, asta nu ți-e indiferent. Deodată sare în picioare și se apropie de mine. Nu e așa că în meseria dumitale nu se face avere? Mulțumesc să dau din cap. E acum cât se poate de aproape de mine. Cât vrei ca să ieși de aici și să uiți că m-ai văzut vreodată? Ca să ies, e gratuit. În rest, trebuie să-mi fac raportul. Cât? Vorbește cu un aer hotărât. Pot să-ți dau bani din belșug. Am folosit bine cuvântul, nu-i așa? E un cuvânt mai drăguț decât șantaj. Nu e deloc același lucru. Depinde. Crede-mă, e deseori același lucru, chiar când ai de-a face cu avocat sau cu doctor. Am pățit-o ca să știu. N-ai noroc.
Da, de unde sticlete? Dimpotrivă, am o șansă nemaipomenită. Sunt în viață. Eu nu, n-a te rog să păstrezi secretul. Mi-a fost dat să o văd și pe asta, în sticlete cu scrupule. Ține cu mine. Iar acum, domnule detectiv particular, te rog să alergi să dai acel telefon care te frământă atât. Nu te mai rețin. Face un pas spre ușă, doar o apuc de încheietură și o întorc către mine. Corsajul ei rupt nu dezvăluie o goliciune strălucitoare, ci numai puțină piele până la sutien. Pe plajă se vede mai mult. E drept, nu printr-un corsaj. Am probabil un aer cam avântat, fiindcă deodată dă impresia că vrea să mă zgârie. Nu sunt în călduri, șuieră ea, jos labele. O apuc și de cealaltă încheietură și o trag spre mine. Încearcă să mă lovească cu genunchiul, dar e prea aproape. Pe urmă, se lăsă moale cu capul pe spate, cu ochii închiși. Buzele îi se deschid într-un zâmbet plașocoritor. Seara e răcoroasă. La țărm, probabil că e chiar rece. Dar aici unde mă aflu, e bine. După câtva timp, zice cu o voce oprimată că e timpul să se schimbe pentru cină. Nu zic decât... Puțin mai târziu, își dă cu părerea că e cam multă vreme de când un bărbat nu i-a desfăcut sutienul. Mergem încet spre paturile duble. Au cuverturi vârstate cu argint și roșu. Mici amănunte pe care le înregistrez fără să vrei. Ochii sunt larg deschiși și plini de întrebări. Nu uit la fiecare pe rând, fiindcă sunt prea aproape ca să-i văd pe amândoi deodată. Îmi par al naibii de bine asortați. Dragul meu, murmură fătuca, ești nemaipomenit de drăguț, dar crede-mă că n-am timp. Îi închid gura. Mi se pare că aud o cheie întorcându-se în broască, dar nu dau nicio atenție. Ușa se deschide și Larry Mitchell își face apariția. O apuc și de cealaltă încheietură și o trag spre ochii pe jumătate închiși, din înălțimea celor 185 de centimetri de nervi și mușchi. Mi-a trecut prin cap să verific la recepție, zice el cu un aer nonșalant. Camera 12B a fost închiriată în această după-amiază. Mi s-a părut ciudat, ținând cont de faptul că în această perioadă nu prea sunt clienți. Am luat deci cea de-a doua cheie. Cine-i vlășganul ăsta, păpușico? Ți-a mai spus doar o dată să nu-i mai zici păpușică. Nu lasă să pară că a înțeles. Pumnul lui închis se balansează încetişor de-a lungul coapsei. E un detectiv particular cu numele de Marlowe, răspunde ea. Are sarcina să mă urmărească. Te urmărește de foarte aproape, din câte îmi dau seama. Am impresia că sunt în plus. Dintr-un salt, ea se îndepărtează de mine, își vâră mâna în valiză și scoate pistolul. Eram pe punctul de a vorbi de bani, vestește ea. Gravă greșeală, zice Mitchell. Are tenul puternic colorat și ochii sunt strălucitori. Mai ales într-o astfel de poziție. Nu-i nevoie de pistol, îngerașule. Îmi dă o directă de dreapta rapidă și bine aplicată. Mă feresc. Dar dreapta nu i-a fost decât o fentă, fiindcă e stângaci. Trebuia să-mi fi dat seama de asta la Los Angeles în gară. Un amănunt ca ăsta nu are voie să-i scapă unui observator avizat. Nu-l nimeresc un croșeu de dreapta, dar el mă izbește cu unul de stânga. Capul mi se dă înapoi și îmi pierd echilibrul. Profită de răgaz pentru a se azvârli pe Betty și smulge pistolul care poposește în mâna lui stângă. Liniște, zice el. Știu că nu prea sunt original spunând asta, dar pot să te anunț că te pot transforma în strecurătoare fără să fiu cât de cât neliniștit. Bine, zic eu cuprins de greață. Pentru niște amărâți de 50 de dolari pe zi, n-am de gând să mă las omorât. Întoarce-te. Mi-ar face plăcere să arunc o privire în portofelul tău. Mă arunc asupra lui. Sigur, spaima l-ar fi putut face să apese pe trăgaci, dar n-are niciun motiv să fie înspăimântat. În aparență, Betty nu e prea sigură de asta. Cu coada ochiului o văd că își facă sticla de whisky de pe masă. Pumnul meu îl atinge pe Mitchell după ureche. Deschide larg gura și mă lovește la rândul lui fără nicio eficacitate. Punciul meu a fost mai bun. Totuși, nu sunt proclamat învingător, fiindcă, în aceeași clipă, un măgar îmi dă o copită drept în creștetul capului. Încep să zbor deasupra unui ocean negru, precum cerneala, și explodez ca o jerbă de foc. Capitolul 6. Prima impresie pe care o am când mă trezesc din leșin e că dacă vreunul mi-ar vorbi prea brusc, aș izbucni în plâns. A doua, că odaia e prea mică pentru capul meu. Îmi simt fruntea la mii de kilometri de ceafă, iar o distanță incalculabilă îmi separă tâmplele, deși o pulsație surdă se propagă de la una la alta. Dar în zilele noastre distanțele nu mai contează. A doua senzație e aceea unui zgomot continuu, un fel de șuierat plângăcios, undeva, nu prea departe de mine. A patra și ultima impresie e că pe spate îmi curge apă rece. Cuvertura patului îmi demonstrează că sunt culcat pe burtă, cu fața în jos, dacă mai am vreo față.
Mă întorc cu prudență și mă așez. Imediat aud un soi de clinchet și după aceea un zgomot înăbușit. Acest clinchet și zgomotul înăbușit provin de la un prosop plin cu cuburi de gheață și legat la cele patru colțuri care a căzut pe podea. Cineva care mi-a vrut binele mi l-a pus pe ceafă. Cineva care mi-a dorit cu mult mai puțin bine mi-a mutat capul din loc. S-ar putea să fie una și aceeași persoană. Oamenii sunt fantastici. Mă ridic în picioare și mă pipăi la coapsă. Portofelul mi se află tot în buzunarul din stânga. Îi verific conținutul. Nu lipsește nimic. Informațiile pe care le-a oferit nu mai sunt confidențiale. Valiza așezată la capul patului e deschisă. Deci sunt din nou în camera mea. Reușesc să mă apropii de oglindă și să privesc la chipul care se vede acolo. Îmi pare familiar. Pe urmă mă duc la ușă și o deschid. Șuieratul plângăcios o sporește. Chiar în fața mea, un bărbat rotofei se sprijină de balustradă. E de talie mijlocie și slănina pe care o cară nu pare a fi flască. Poartă ochelari și are urechi mari sub o pălărie din fetru, de un cenușiu murdar, bulerul pardesiului ridicat și mâinile în buzunare. Părul care cade de o parte și de alta pălăriei e la fel de cenușiu ca al navelor de război. Ca majoritatea oamenilor grași, dă impresia de durabilitate. Lumina care cade prin ușa din cameră îi se reflectă în lentilele ochelarilor. Stă la capătul unei pipe mici, din genul celor care sunt bune să-ți ardă gura. Simt că intru în apele mele, dar nu sunt chiar atât de sigur pe mine ca să nu fiu neliniștit de prezența lui. Frumoasă seară, zice el. Ce doriți? Caut pe cineva. Nu pe dumneavoastră. Nu-i nimeni la mine. Bun, zice el. Mulțumesc. Întorcându-mi spatele, sprijină burta de balustrada verandei. Merg prin verandă în direcția șuieratului plângăcios. Ușa de la numărul 12C e larg deschisă. Luminile aprinse, iar zgomotul provine de la un aspirator pe care îl manevrează o femeie în verde. Intru și arunc o privire jur împrejur. Femeia oprește aspiratorul și mă cercetează din cap până în picioare. Ce doriți? Unde e domnișoara Mayfield? Dă din cap nedumerită. Doamna care ocupa camera asta, explic eu. A, da, a plecat acum o jumătate de oră. Pune aspiratorul în funcțiune. Întrebați la recepție. Lăia ca să acopere vacarmul. Eu trebuie să fac curat luna aici. Întind brațul în spatele meu ca să închid ușa, merg pe lângă zid urmărind șarpele negru al cordonului aspiratorului și îl scot din priză. Femeia în uniformă verde îmi aruncă o privire furibundă. Îi strecor un dolar și furia ei se potolește. Aș vrea să dau un telefon, zic eu. N-aveți telefon în cameră? Nu vă obosiți să-mi dați sfaturi, o liniștesc eu. Merg la telefon și ridic receptorul. O voce de femeie îmi răspunde. Aici recepția. Ce doriți? Marlow la aparat. Sunt tare nenorocit. Cum? A, da, domnule Marlow, ce doriți? A plecat. N-am avut nici măcar prilejul să-i vorbesc. O, îmi pare rău, domnule Marlow. Pare să fie sinceră. Da, a plecat. Nu putem să vă ajutăm cu nimic. N-a zis unde se duce? Nu, și-a plătit doar nota și a părăsit hotelul fără să ne lase nicio adresă. S-a petrecut totul foarte repede. Michel era cu ea? Regret, domnule Marlow, dar n-am văzut pe nimeni. Totuși, ai văzut ceva? Cu ce a plecat? Cu taxiul. Mi-e teamă că... Mulțumesc. Mă întorc în camera mea. Grăsanul stă instalat confortabil într-un fotoliu, cu picioarele încrucișate. E frumos că ați venit, îi zic eu. Ce pot face pentru dumneavoastră? Nu puteți spune unde e Larry Mitchell? Larry Mitchell? Mă gândesc un timp. Îl cunosc cumva? Îți scoase portofelul, extrage din el o carte de vizită pe care mi-o întinde, ridicându-se cu greutate în picioare. Pe ea scrie Globe și Green, anchete, 310 Prudence Building, Kansas City, Missouri. Aveți o meserie interesantă, domnule Globe. Nu o face pe șmecherul cu mine. Dintr-un nimic mă supăr. Cu atât mai bine. Hai să ne veselim. Ce faci când te iriți? Îți muși mustața? Nu vezi că n-am mustață? Lasă să-ți crească. Mai ai timp. De data asta se ridică mult mai repede cu ochii spre pumnul lui. În el îi apare deodată un pistol. N-ai avut niciodată de-a face cu o armă, nenorocitule? Șterge-o. Mă calci pe nervi. Ești prea gras. Mâna începe să-i tremure. Obrajii se împurpurează, însă până la urmă își pune pistolul din nou în hamul de piele pe care îl poartă sub braț și galopează spre ușă. O să mai auzi de mine, îmi zice el peste umăr. Nu-i răspund nimic. Nu merită atâta atenție. Capitolul 7. Puțin mai târziu dau o raită pe la recepție. Ei bine, n-a ținut, îi vestesc eu.
Nu cumva din întâmplare unul din voi doi îl cunoaște pe șoferul care a luat-o? Ba da, e Joe Harms, răspunde iute micuța. Aveți șansa să-l găsiți la stația de taxiuri de pe Grand Street. Sau puteți să dați telefon companiei de taxiuri. E un băiat de treabă. A fost o vreme când mi-a făcut ochi dulci. Ia te uită, suspină el. Muncești 20 de ore pe zi ca să pui ceva deoparte și să poți să-ți cumperi o casă. Și odată ajuns în situația asta, logonica deja se lasă curtată de cine vrei și cine nu vrei. Îl îmbărbătezi. Nu e cazul ei. Vrea doar să te pună pe jăratec. De fiecare dată când te privește, are stele în ochi. Îi lasă să zâmbească unul altuia. Ca toate orașele mici, Esmeralda are o stradă mare. În centru e tixită de magazine, dar încetul cu încetul clădirile comerciale lasă loc blocurilor de locuință. Contrar celor mai multe orășele din California, la Esmeralda nu sunt fațade tapetate de reclame, chioșcuri unde se vând hamburgeri pentru automobiliști, tutungerii și mai ales indivizi suspecți care se plimbe prin fața lor. Magazinele de pe Grand Street sunt vechi și strâmte, fără să fie decrepite. Dimpotrivă, foarte moderne, cu fațade jumătate în sticlă, jumătate în metal și cu lumini fluorescente în tonuri vii. Nu toți cetățenii din Esmeralda sunt bogați. Nu toți sunt fericiți. Nu toți sunt în Cadillac, în Jaguar sau în Willy. Dar numărul celor prosperi e destul de ridicat, iar magazinele de lux sunt la fel de îmbietoare și de costisitoare ca pe Beverly Hills, fără a fi însă la fel de sfidătoare. Și mai e o diferență. La Esmeralda, vechile clădiri sunt bine întreținute și câteodată chiar pitorești. În celelalte orășele, tot ce e învechit e lăsat de izbeliște. Un taxi e parcat între niște dungi roșii. Un om cu păr grizonat citește ziarul stând la volan. Mă apropii de el. Sunteți cumva George Hans? Face semn că nu. Nu poate să mai întârzie mult. Doriți un taxi? Nu, mulțumesc. Mă îndepărtez și încep să mă uit în vitrine. O cămașă cu carouri galbene și maro mi-l aduce aminte pe Larry Mitchell. Mai văd acolo pantofi de golf, de culoarea cojii de nucă, tweed de import, două sau trei cravate cu cămăși asortate, totul prezentat fără a cotropi spațiul vital. Deasupra ușii e numele unui atlet celebr odinioară, scris în relief și pictat pe o firmă din lemn de Brazilia. Soneria telefonului din cabina telefonică aflată lângă taxi începe să sune. Șoferul se duce să răspundă, închide, se urcă la volan și pleacă. După plecarea lui, strada rămâne pustie o bucată de vreme. Pe urmă, trec două mașini, apoi o pereche de negri sosesc un pas nonșalant și se opresc în fața vitrinelor trâncănind. Un mexican în o uniformă verde de băiat de hotel coboară dintr-un Chrysler. Poate că efectiv e a lui. Intră în magazinul Universal și iese cu un cartuș de țigări. Se urcă în mașină și ia drumul hotelului. Un alt taxi galben, purtând inscripția Compania de Taxiuri Esmeralda, dă colțul și parchează între liniile roșii. O namilă cu ochelari cu lentile groase coboară din mașină și se duce să vorbească la telefon. Pe urmă, se urcă din nou în taxi și ia o revistă din spatele oglinzii retrovizoare. Mă dau mai aproape de el. Probabil că ăsta e omul meu numărul 1. Nu poartă haină, iar mânecile cămășii sunt suflecate, pe o vreme care nu te îmbie deloc să te plimbi în bikini. Da, eu sunt Joe Harms, încuvințează el. Își vârâ o țigară în gură și o prinde cu o brichetă în ronsun. Lucille de la Rancho Descansado mi-a spus că îmi puteți da o informație. Mă sprijin de taxi și fac cunoștință cu surâsul meu numărul 1. Puteam la fel de bine să dau cu piciorul în bordura trotuarului. Ce fel de informație? Nu de mult, ați luat o clientă din fața unui bungalow, numărul 12C. O tânără femeie destul de înaltă, cu păr roșu, bine făcută. O cheamă Betty Mayfield, dar nu cred că v-a spus. De obicei mi se dă numai adresa. Nu-i așa că e ciudat? Suflă un nor de fum în parbriz și se uită cum acesta se risipește și plutește prin mașină. Ce vreți de la mine? M-a părăsit prietena. Ne-am certat din vina mea. Vreau să-mi cer iertare. Are probabil un domiciliu, nu-i așa? Da, dar departe de aici. Scutură scrumul din țigară cu degetul mic fără a scoate din gură. Poate că a făcut-o din adins. Poate că nu vrea să știe unde este. Poate că sunteți al naibii de băftos. La noi poți fi închis pentru concubinaj dacă te prinde în hotel. Bineînțeles, trebuie să fie vorba de un flagrant delict. Poate că spun minciuni, zic eu și îmi scot legitimația din portofel. O citește și mi-o înapoiază. Așa e mult mai bine, zice el. Cum mult mai bine? Dar e contra regulamentului stabilit de companie. Nu conduc tărăboanța asta ca să fac mușchi. $5 e de ajuns? Sau și asta e contra regulamentului? Compania aparține bătrânului meu. Nu i-ar place să știe că mă las uns.
Nu din pricina că nu mi-ar plăcea banii. Telefonul începe să sune, coboară și se duce să răspundă. Rămân țintuit locului, mușcându-mi buzele. Când revine, urcă din nou la volan cu iuțeală. Pune motorul în funcțiune și se apleacă prin portieră ca să-și arunce chiștocul. Îmi pare rău, dar sunt în întârziere. Trenul de la 17:47 de minute pentru Los Angeles sosește în gară. De altfel, cu el se duc cei mai mulți din Esmeralda acolo. Mulțumesc, îi zic eu. Pentru ce? Bagă în viteză și pleacă. Arunc o privire la ceas. Din punct de vedere al timpului și al distanței, ar putea să țină. Sunt cam 20 de kilometri până la Del Mar. Deci, ca să duci pe cineva până acolo, să-l lași în fața gării și să te înapoiezi, ar însemna cam o oră. Asta a vrut să mă facă să înțeleg. Altfel, n-ar fi avut de ce să-mi povestească. Urmăresc taxiul din ochi până când dispare, traversez strada și mă îndrept spre cabinele instalate în fața centralei telefonice. Las ușa cabinei deschise, strecor în aparat 10 cenți și cer interurbanul. Dați-mi, vă rog, Los Angeles. Îi dau numărul. Cu preaviz pentru domnul Clyde Amney. Numele meu e Marlowe și sunt de la o cabină telefonică publică. Esmeralda, 42673. Mi se dă legătura în mai puțin timp decât am cerut-o. Amney vorbește cu un glas sec și tăios. Marlowe, ia te uită. Ei bine, te ascult. Sunt la San Diego. I-am pierdut urma. S-a evaporat în timp ce îmi făceam siesta. Nu încape îndoială că am făcut bine când te-am ales să o urmărești, zice el pe un ton arțăgos. Nu e chiar așa o mare nenorocire, cum pare, domnule Amney. Am o mică idee în legătură cu locul unde s-a dus. O mică idee nu mi-ajunge. Când angajez pe cineva, înțeleg să facă totul pentru a-și duce treaba la bun sfârșit. Care ți-e ideea? Îmi puteți da câteva lămuriri, domnule Amney? Am intrat în acest caz orbește. Doar cât am avut timp să alerg la gară ca să o văd la sosirea trenului. Secretara dumneavoastră mi-a făcut o bună impresie, fără însă a mă lumina prea mult. Sper că nu vreți, domnule Amney, ca să-mi fac treaba contrar voinței mele. Am înțeles că domnișoara Vermilia ți-a spus tot ce trebuia să-ți spună, mormăie el. Așa cum ți-am zis, acționez la instrucțiunile unui mare birou de avocați din Washington. Clientul lor dorește să rămână necunoscut pentru moment. Tot ce ai de făcut este să urmărești persoana în chestie până când își va alege o reședință. Iar când zic reședință, nu înțeleg nicio sală de așteptare și nicio teșghea de hamburger. Înțeleg prin asta un hotel, un apartament sau locuința unei prietene de-a ei. Asta e tot. Ce nu e clar? Nu vă cer să fie atât de clar, domnule Amney. Mai curând aș avea nevoie de câteva informații suplimentare, cum ar fi identitatea acestei fete, locul de unde vine, ce a făcut ca să fie justificată o astfel de urmărire. Justificată? Se răstește el. Cine naiba te crezi că ești ca să hotărăști dacă un lucru e justificat sau nu? Găsește-o și telefonează-mi adresa. Și dacă vrei să fii plătit, ar fi bine să te grăbești. Îți dau răgaz până mâine dimineață la ora 10. După aceea voi lua alte hotărâri. Bine, domnule Amney. Unde ești exact acum și care ți-e numărul de telefon? Sunt la plimbare. Am fost lovit cu o sticlă de whisky în cap. E extraordinar, mă ironizează el. Fără îndoială că mai întâi ai golit-o. Oh, putea să iasă lată. Închipuiți-vă, domnule Amney, că asta vi s-a fi întâmplat dumneavoastră. Am să vă sun pe la ora 10 la birou. Și nu vă mai face sânge rău că am pierdut-o din vedere pe persoana respectivă. Mai sunt doi înși în acest caz. Unul e de aici, un oarecare Mitchell, iar celălalt un detectiv din Kansas City, pe care îl cheamă Goble. Ultimul are un pistol asupra lui. Ei, bună seara, domnule Amney. Nu închide, îți spun să nu închizi. Ce se întâmplă acolo? Dumneavoastră mă întrebați. Eu v-am întrebat ce-i cu povestea asta. Am impresia că nu prea știți totul în legătură cu acest caz. Nu închide, îți spun să nu închizi. Urmează o tăcere. Pe urmă, cu o voce calmă, fără nicio urmă de fanfaronadă. Ascultă, Marlowe, mâine dimineață la prima oră am să dau telefon la Washington. Iartă-mă că te-am repezit adineaur. Da. Din clipa în care dai din nou de urmă acelei persoane, sună-mă aici. N-are importanță la ce oră. Am înțeles. Bună seara. Și închide. Închid la rândul meu și respir adânc. Nu mai doare capul, dar amețelile au dispărut. Aerul proaspăt al nopții miroase a ceață marină. Ieșind din cabină, arunc o privire pe partea cealaltă a străzii. Bătrânul șofer care se afla aici la sosirea mea s-a reîntors. Trec strada și îl întreb unde se află Glass Room, localul unde Mitchell dorea să o invite la cină pe domnișoara Betty Mayfield, fie că asta îi plăcea sau nu. După ce șoferul mă informează, îi mulțumesc, trec din nou strada pustie, mă cațăr în mașina închiriată de mine și plec spre locul de unde am venit. Nu e exclus ca domnișoara Mayfield să fi luat trenul de 17:47 pentru Los Angeles sau o gară intermediară, dar contrarul pare a fi mai verosimil.
Un șofer de taxi care aduce o clientă nu împietrește acolo ca să o vadă urcându-se în tren. Larry Mitchell nu pare să fie atât de ușor de dus de nas. Dacă știe atât de multe despre Betty încât să o oblige să vină la Esmeralda, poate la fel de bine să o și oblige să rămână. El îmi cunoaște identitatea și obiectul misiunii. Și dacă nu știe și de ce o urmăresc pe fată, e pentru simplu motiv că asta nu știu nici eu. Chiar dacă ar fi pe jumătate idiot, iar eu personal sunt convins de contrariu, nu trebuie să se îndoiască de faptul că sunt capabili să descoper locul până unde taxiul a dus-o pe Betty. Prima ipoteză. S-a dus la Del Mar și a ascuns undeva marele lui Buick și a așteptat sosirea taxiului. Odată taxiul plecat, a înhățat-o pe Betty și a cărat-o la Esmeralda. A doua ipoteză. Ea nu i-a spus nimic altceva decât știa deja. Sunt un detectiv particular angajat de persoane necunoscute să o urmăresc, ceea ce am și făcut, comițând însă eroarea de a fi strâns-o prea tare în brațe. Asta l-ar negăji foarte mult că nu e singur pe această urmă. Dacă informațiile, care ar fi fost ele, sunt cuprinse într-o tăietură din ziar, nu se poate deloc aștepta ca să păstreze exclusivitatea. Oricine poate să procedeze la fel. E o chestiune de răbdare și, bineînțeles, de interese. De altfel, dacă cineva și-a dat osteneala să angajeze un detectiv particular, trebuie să fie deja la curent. De aceea, trebuie să acționeze repede, de orice natură ar fi șantajul pe care vrea să-l exercite asupra lui Betty. 500 de metri mai jos, în canion, zăresc o mică firmă luminoasă pe care scrie The Glass Room și o săgeată care arată spre ocean. Merg până la ultima turnantă a drumului. Un miros pătrunzător de alge îmi umple nările. Luminile de la Glass Room, strecurate prin ceață, capătă o culoare galbenă. În parkingul unde mă opresc se aude orchestra. Oceanul tună nevăzut undeva la picioarele mele. Nu-i niciun pasnic în parking. Încui portiera și plec. Nu sunt mai mult de 20 de mașini. Arunc o privire. Cel puțin una din ipotezele mele stă în picioare. Un anumit Buick Roadmaster are un număr de înmatriculare pe care deja îl cunosc. Alături de Buick, chiar lângă intrare, un cadiac decapotabil de un verde stins cu scaune în piele albă, cu un plet scoțian pe banchetă ca să o protejeze de umezeala nopții, antene de radio la fel de mare ca aceea unei embarcațiuni, portbagaj pliant din crom, în afara celui din spate, pentru cel care dorește să meargă departe, parasolar, post de radio având tot atâtea butoane cât tabloul de bord al unui avion cu reacție, scrumieră în care lasă scadă țigara și care ți-o fumează în locul tău și multe alte lucruri de soiul ăsta. Mai trebuie ca proprietarul să instaleze un radar, un aparat de înregistrare a sunetului și o baterie antiaeriană. Privesc toate astea la lumina unei lanterne. Cartea de vizită, înfiptă într-un suport, mă lămurește că proprietarul poartă numele de Clark Brandon, Hotel Casa del Poniente, Esmeralda, California. Capitolul 8. În hotel se intră printr-un balcon care e deasupra barului și a sălii de restaurant, amândouă pe câte un etaj. O scară, în formă de melc, acoperită cu un covor, duce la bar. Acolo nu e nimeni, în afară de femeia de la vestiar și un individ între două vârste, în mod vizibil, de o bună dispoziție, masacrantă, închis într-o cabină telefonică. Cobor la bar și mă vâr într-un colțișor de unde pot să văd ringul de dans. Un imens geam acoperă o parte din clădire. Prin ea se vede ceața densă, dar, într-o zi frumoasă, cu luna chiar deasupra apei, spectacolul trebuie să fie minunat. O orchestră formată din trei muzicanți cântă acel soi de muzică proprie oricărei formații mexicane. Orice ar cânta, e același lucru. Cântă mereu aceeași arie, languroasă și dureroasă, apăsând bine pe vocale, iar tipul cu vocea își zgreapțănă chitara, tot povestind despre tot felul de lucruri despre amor, mi corazón și despre o fată care e Linda, dar foarte greu de convins. El are întotdeauna părul prea lung și prea unsuros, iar când își debitează romanța, dă impresia că nu se teme de nimeni ca să folosească un cuțit pe o străduță întunecoasă. Pe ring evoluează 6 cupluri cu grația lipsită de grija unui pasnic de noapte care are o criză de artrită. Cei mai mulți dansează atingându-și obrazele, dacă așa ceva se poate chema dans. Bărbații sunt în smoking alb, fetele au ochi strălucitori, buze purpurii și mușchi bine puși în relief pe care și datorează tenisului sau golfului. O singură pereche nu dansează obraz lângă obraz. Individul e prea beat ca să mai păstreze ritmul, iar fata mult prea ocupată să fie atentă, să nu fie călcată pe pantofi, ca să se mai gândească și la altceva. N-ar fi trebuit să mă enervez din pricina dispariției domnișoarei Betty Medfield. E aici, împreună cu Mitchell, și câtuși de puțin mulțumită. Mitchell e batjocoritor, cu gura deschisă, cu figura congestionată și strălucind de sudoare, cu ochii ca de sticlă. Betty își ține capul pe spate cât poate de mult ca să se îndepărteze de el fără să-și rupă gâtul. După câte se pare, s-a cam săturat de domnul Larry Mitchell.
Un chelner mexican, îmbrăcat într-o scurtă jachetă verde și cu un pantalon alb cu vipușcă verde, vine până la mine. Îi comand un dublu Gibson și îl întreb dacă mi se poate da un sandwich. El zice, muy bien, senor, și se îndepărtează zâmbind. Muzica se oprește. Se aud câteva aplauze. Orchestra se arată extrem de emoționată și începe să cânte o altă arie. Un șef de sală brunet, cu un cap de actor care face turnee în provincie, merge de la o masă la alta, arătându-și râsul lui cel mai minunat și oprindu-se din când în când ca să facă plecăciuni. În cele din urmă, se așează în fața unui ins frumos și bine clădit, de tip irlandez, care pare să fie singur. E îmbrăcat cu un smoking negru și are o garofă roșie la butonieră. La prima impresie, un individ simpatic, cu condiția să nu-l superi. La distanța asta și dată fiind lumina din local, nu pot să spun mai multe. În afară de faptul că pentru a-l supăra trebuie să fii solid, rapid în mișcări, viteaz și în cea mai bună formă. Șeful de sală se apleacă înainte și îi zice ceva. Amândoi se întorc să-i privească pe Micio și pe micuța Mayfield. Șeful de sală se ridică în cele din urmă și pleacă. Țipul solid își vâră o țigară în portigaret. Imediat, un chelner țâșnește cobricheta aprinsă, ca și cum n-ar fi așteptat decât asta de la începutul serii. Individul îi mulțumește fără să ridice ochii. Mi se aduce whisky-ul pe care îl beau cu hărnicie. Orchestra își termină cântarea și face o pauză. Perechile se separă și se întorc la mesele lor. Larry Mitchell, mereu baciocoritor, nu o lasă deloc pe Betty. Deodată, o atrage spre el cu o mână, în timp ce cu cealaltă o apucă de cap. Ea încearcă să scape. El o strânge și mai mult și își apropie și mai tare chipul împurpurat de al ei. Fata continuă să se zbată, dar el e mult mai puternic. Apucă să-și lipească mutra lui bunjică. Fata îi dă o lovitură în picior. Lasă-mă, bețiv nenorocit, îi zice ea. Mitchell nu mai zâmbește. Are o figură chinuită. Luând-o de încheieturi cu brutalitate pe Betty, o trage spre el. Toți cei din local sunt cu ochii ațintiți la scena asta, dar nimeni nu mișcă un deget. Ce-i, fetițo? Nu-ți mai place de omulețul rău? Se interesează el cu o voce de trâmbiță. Nu văd ce face ea cu genunchiul, dar am totuși o idee în legătură cu asta. În orice caz, îi face un mare rău. El o împinge cu un aer sălbatic, ridică brațul și o lovește cu toată forța pe amândoi obrajii. Urme roșii îi apar imediat lui Betty pe piele. Pe urmă, o voce se aude la celălalt capăt al sării. Data viitoare, domnule Mitchell, să nu uiți să-ți pui o cămașă de zale. Fata se întoarce pe tocuri și o șterge. Mitchell rămâne țintuit. Devine palid, de durere sau de furie. Șeful de sală se apropie de el cu pași furișați și spune ceva, ridicând din sprâncene cu un aer întrebător. Mitchell coboară ochii și se uită la șeful de sală. Pe urmă, fără să zică nicio vorbă, se repede la el și șeful de sală trebuie să facă un salt în lături. Mitchell o ia pe urmele lui Betty. În drum, dă la o parte un bonom așezat la o masă fără să-și ceară scuze. Betty e la o altă masă, aflată cu fața către geam, alături de individul în smoking negru. Acesta aruncă o privire spre Betty, o alta spre Mitchell și o a treia spre țigaretul pe care și l-a scos din gură. Fața lui este fără nicio expresie. Mitchell se oprește în dreptul lui Betty. M-ai lovit, îngerașule, zice el pe un ton înalt și cu o voce încleiată. Devin rău când mi se face rău. Ai priceput? Foarte rău. Își cere iertare? Ea se ridică, ia poșeta care atârnă pe scaun și îi ține piept. Trebuie să plătesc eu, domnule Mitchell, sau binevoit să plătiți cu banii pe care vi-am împrumutat? El ridică brațul ca și cum ar vrea să lovească din nou. Ea nu se clintește. Dar tipul de alături se scoală încetişor și l-apucă pe Larry de încheietură. Ușurel, Larry, ai băut cam mult. Vorbește cu o nuanță sarcastică în glas. Nu-i treaba ta, Brandon. Tot ce se poate, bătrâne. Nu am nicio legătură cu voi. Dar ai face mai bine să nu mai lovești pe doamna. Prin locurile astea, oamenii nu prea sunt dați afară. Dar totuși, se mai întâmplă. Mitchell izbucnește într-un râs balciocoritor. Șterge-o să vezi dacă nu s-a acasă la tine. Fără să ridice vocea, solidul îi repetă. Ți-am spus o ei mai domol, Larry. N-am să o mai spun încă o dată. Mitchell îi aruncă o privire grea. Bine, pe mai târziu, mormăie pe un ton de dispreț. Face câțiva pași și se oprește. Mult mai târziu, adăugă el întorcându-se pe jumătate. După care iese, clătinându-se, dar iute, fără să privească pe nimeni. Brandon rămâne în picioare nemișcat. Tânăra femeie nu se mișcă nici ea. Pare nehotărâtă. Îl privește pe tipul solid. O privește și el și zâmbește afabil. Ce pot să fac pentru dumneavoastră? Întreabă el. Să vă conduc undeva? Apoi întoarce puțin capul. Hei, Carl! Șeful de sală apare imediat. Nu e niciun ban, îi spune Brandon, ținând cont de împrejurări.
Vă rog, zice Betty pe un ton sec, n-am nevoie să-mi plătească altcineva. E obiceiul casei, răspunde el. Pot să vă ofer ceva de băut? Ea îl privește din nou. N-arată deloc rău individul. La masa mea, zice fata, el zâmbește politicos. Sau la cea de aici, dacă sunteți atât de bună să vă așezați. De data asta trage un scaun de la masa lui. Betty se așează. Chiar în aceeași clipă, nici o secundă mai înainte ca șeful de sală, face un semn orchestrei care începe să cânte din nou. Domnul Clark Brandon e în aparență bărbatul care poate să obține tot ce vrea fără să ridice vocea. La un moment dat, mi se aduce sandvișul. E destul de comestibil. Îl mănânc, după care mai aștept o jumătate de oră. Se pare că Brandon și cu micuța se înțeleg de minune. Se apucă să și danseze. Eu ies, mă așez la mine în mașină și mi-aprind o țigară. Probabil că i-am azărit, chiar dacă nu a arătat acest lucru. Mitchell însă cu siguranță nu m-a văzut. A urcat repede și era mânios ca să mai vadă ceva. Pe la 10:30, Brandon și cu Betty ies. Se urcă în cadiac după ce au coborât capota. Îi urmăresc fără să încerc să mă ascund, fiindcă nu e niciun alt drum pe care să poți ajunge până în centrul orașului. O iau spre casa Poniente și Brandon coboară panta care duce la garaj. Mai trebuie să mă asigur de un lucru. Îmi las mașina în parking, după care intru în holul hotelului și ridic receptorul unuia din telefoanele care fac legătura cu locatarii de aici. Domnișoara Mayfield, vă rog. Betty Mayfield. O clipă, vă rog. Urmează o scurtă pauză. A, da, tocmai a venit. O sun imediat la ea în cameră. Mai urmează o pauză și mai lungă. Îmi pare rău, domnișoara Mayfield nu răspunde. Mulțumesc, închid și o șterg în viteză ca să nu dau nas în nas cu ea și cu Brandon Hall. Mă întorc la tărăboanța mea de închiriat și o iau spre Rancho Descansado, bâșbâind prin ceață. Biroul de recepție e închis și pare pustiu. Un singur bec luminează soneria de noapte. Mă îndrept cu chiu cu vai spre domiciliul meu actual, vâr mașina în garaj și ajung în camera mea căscând. Odaia e rece, umedă, mizerabilă. Cineva a luat cuvertura în dungi ca și fețele de pernă asortate. Mă dezbrac, îmi pun capul pe pernă și ador mai înainte de a apuca să mă mai gândesc la altceva.